Hey, eu sunt Mr. Cool Games. Bine v-am regăsit la un nou episod din Pokémon Gold cu Mr. Cool Games. Și data trecută, ce am făcut data trecută? Păi, am bătut gym-ul întâi de toate, gym-ul din Golden Road, și am ajuns în National Park, cred că se cheamă. What is this? Notice, please, battle only in the grass. National Park Wardens of... Ok, deci n-avem voie să ne lupt. Aici, în locul ăsta, n-am voie să mă lupt. Aici am voie. Brilliant, fucking brilliant. E frică că o să vărsăm sânge pe aici? Nu vărsați sânge! Că eu n-am mulți bani și nu pot să vă... Da. Ok, deci un lucru de ce merg înapoi acum e pentru că în episodul trecut, sigur am bătut gym-ul, dar un lucru pe care n-am reușit să-l fac e să mă duc în Golden Road și în Golden Road găsești un item care îți trebuie destul de mult în timpul jocului. Ce anume este? Ei bine, este Bicla. Ce este Bicla? Cu Bicla te plimbi. Atât. Bicla e un item care te ajută să te plimbi puțin mai repede și doar îți dă tipul ăsta bicicleta complet pe gratis. Nici măcar nu e ca în blue, în red și blue, cum trebuia să iai prostia aia de bilet și să o duci. Nu, aici ți-o dă pe gratis și o păstrezi. Așa că imediat să găsesc unde e Bicla și select. Ok, perfect. Și acum, uitați-vă, 1, 2, 3. Yeah! Și acum că puțin că avem melodie incredibilă aici, un alt lucru pe care putem să facem cât timp mai suntem în Golden Road e să intrăm aici și să mergem până aici. O favoare pe care poți să ți-o faci pentru mult mai târziu în joc este să vorbești cu această domnișoară. Ea zice: "We have a special quiz campaign on right now. Answer 5 questions correctly to win a radio card. Slide it into your pocket gear to play the radio anytime, anywhere." Și e destul de tare pentru că poți schimba melodia când vrei. Question 1. Can the town map be displayed on a pocket gear? Of course. Corect. Question 2. Can Nidorina be female only? Yes. Cam. Da. Bullseye. Question 3. Does Kurt the Pokeball Craftsman use Apricorn? Yes. What? Cum naiba se cheamă atunci dacă nu e Apricorn? What? No. No, asta e bullshit. Stop. No. Ok. Da. Display Pokegear. Yes. A doua întrebare. Yes. A treia întrebare. Use Apricorn. Adică am pus yes data trecută, dar... Și atunci ce folosește? Eram sigur că se cheamă Apricorn. Magikarp won't learn any TM moves. Yes! Wow, right again. Here's the final question. Professor Oak's Pokemon Talk is a very popular program. Is Mary the co-host of the show? Adică știu că o cheamă Mary, dar se scrie cu Y în loc de IE, așa că nu. Wow, asta e o întrebare, un fel de întrebare capcană. Oricum ne-a dat radio cardul care funcționează așa, stai că vă arăt imediat cum funcționează. Deschizi Pokegear-ul și după cum vedeți aici ai o opțiune nouă care este radioul. Și doar te plimbi aici. Oh, asta e preferata mea, Lucky Channel-ul. Unde e? Lucky Channel-ul? Fuck yeah! Ok, let's go. Bagă melodia asta foarte tare dacă... No. Ok, o să băgăm mai târziu când avem noi timp. Dar cam atât din chestiile pe care poți să le iei în Golden Road cât timp mai ești aici. Squirt Bottle-ul pe care l-am luat în episodul trecut, Radio Card-ul și de asemenea bicicleta. Și acum o să continuăm, pentru că episodul trecut, stop, noi nu suntem primitivi. Așa. Bun, și acum noi vom continua cu drumul nostru prin National Park. Prin National Park m-am plimbat puțin, am luat câteva itemuri, un TM de Dig, l-am învățat pe Jesus Dig, de parcă Jesus nu era destul de OP. În unele zile ale săptămânii poți avea un Pokémon cu un bug catching contest, dar azi nu e ziua aia. Sunt câțiva trainer pe aici, știu că e un berry pe aici, dar nu vreau să le iau. Nu vreau să iau berry. Nu-mi place cum funcționează berry-urile în jocul ăsta. Oricum, Superman a devenit chiar foarte puternic în momentul în care a evoluat, așa că acum poate distruge practic orice. De asemenea, avem pe acest copil, are un Tangela, ceea ce va fi foarte simplu de bătut. Și urmează Pokémonul.
pentru care am avut nevoie de Squirt Bottle. Nu o să-l bag pe Superman din față pentru că e un rock type, dar în schimb o să-l bag pe Jesus din față pentru că sunt sigur că Jesus nu va reuși să-l bată cu un dig. Ok, deci ce trebuie să facem? It's a weird tree, use the Squirt Bottle? Fuck yes! Folosind Squirt Bottle-ul, copacul începe să se scuture și primești asta, găsești un Pokémon. Ce Pokémon este? Este un motherfucking Sudowoodo. Sudowoodo este un Pokémon extrem de underrated, chiar îmi place foarte mult. De fapt, acum că mă gândesc la asta, cred că aș putea să-l omor cu un dig, dar nu vreau, vreau să-l prind. Mie-mi place foarte mult Sudowoodo, personal, habar n-am de ce. Mereu mi-a plăcut designul lui. E cam ciudat, e ciudățel, dar are un charm, are un charm. E un copac și e de rock, ceea ce e extrem, extrem de ciudat. Ok, învață, are rock throw. E ok, pentru că noi suntem Jesus. Nu înțeleg, Dance Parse are staturi extrem de proaste și de ce nu a... Ok, flail, shit. Noi suntem motherfucking Jesus, noi putem lua orice hit și noi putem omorâ orice vrem noi. Oh, no. Ok, 14 HP aici, o să dau câteva poțiuni lui Jesus. Am lățat headbutt, fuck! Avem două, noi avem două grey bull-uri pe care le vom folosi ca să încercăm să prindem pe acest Sudowoodo. 1, 2, 3, NO! Am Thunder Wave sau ceva de genul în echipa asta. Am uitat. Glare, oh, am glare, ok. Pot să încerc să-l prind așa. Flail, fuck! Jesus, nu! Dacă nu-l prind acum, nu pot să-l prind deloc tot jocul. Hai să-l prindem. Oh, doamne, ce sunet scoate Jesus când e în durere. 1, 2, 3, NO! Fuck! No, Jesus, no! Asta e prima moarte a lui Jesus din toată seria. Ok. Ok, dacă tot așa putem să folosim pe Superman ca să primească niște experiență pe acest Sudowoodo. Man, eu chiar vreau să-l prind. Nu știu, poate foloseam în echipă, habar n-am, poate voiam să folosesc în echipă sau ceva de genul. Păcat, ar fi ieșit un Pokémon foarte bun, dar, presupun că nu-l vom prinde. Tipul ăsta de aici o să ne dea temul de Rock Smash, care este o mișcare proastă în luptă, dar te ajută să spargi pietre. Cel mai bine e să înveți slave-uri, mișcarea asta. Sudowoodo, apropo, ar fi funcționat foarte bine ca slave, dar presupun că nu-l vom folosi. Ok, deci putem evita aceste două fetițe și nu putem evita acest gentleman, așa că ne vom bate cu el. GG. Psychic Greg. I lost, that's pretty sad, ce naiba zis. Ok, și am ajuns în acest oraș. Acest oraș este Mahogany Town, dacă nu greșesc. Op, și aici apare vechiul nostru prieten din Red și Blue, cum naiba îl cheamă? Motherfucking Bill. I am Bill, Dragoș, ha? Huh? You've come at the right time. I just finished adjustments on my time capsule. You know that Pokemon can be traded, right? My time caps, deci pe scurt ce face chestia asta e, el îți descrie cum poți faci trade cu Pokémonii din Red și Blue. Da, asta înseamnă că eu aș putea să primesc, bun, dacă aș fi jucat pe un Game Boy real, aș fi putut să primesc Pokémonii mei vechi din Blue, din Red, să îi bag în Gold. Dar eu nu pot și nu prea vreau. Deci chiar dacă aș fi vrut, nu aș fi putut. Pentru că eu joc pe un emulator și emulatoarele nu sunt capabile de schimba de făcut trade, din câte știu eu. Ok, ce o să fac eu acum e o să iau câteva itemuri. Ah, putem primi grey ball-uri deja, deci o să-mi iau 10 grey ball-uri. Destul de ok. În acest episod, în caz că vă întrebați, în acest episod noi o să încercăm să prindem un Pokémon nou. Dar înainte de toate, hai să trecem pe aici și ce este aici? Sunt niște domnișoare care dansează. O, domnișoare, ok. Deci, ce sunt aceste domnișoare? Sunt Kimono Girls. Și Kimono Girls, dacă le bați pe toate un tip de acolo de jos, din spectatori, o să-ți dea o mișcare foarte bună. Și doar nu e foarte greu să le bați din moment ce... din moment ce l-ai pe Jesus. Nu, chiar...
chiar e foarte simplu să le bați, au doar niște eviluții, ceea ce nu-i mare treabă. Bă, cum vedeți, am folosit headbutt de vreo 4 ori în total. Nu, poate puțin mai mult, dar... Da, atât a fost. Oh, you're good at Pokemon too. I'm good at a lot of things, my lady. Ok. Și acest tip o să fie impresionat că am reușit să le înving. Ne dă hidden move-ul Surf. Surf este o mișcare foarte bună de apă, foarte bună de folosit în joc, foarte bună de... foarte folositoare, pentru că tu poți să cari Surf ca o mișcare pe care să o folosești în luptă și în același timp poți să plutești pe apă. Din păcate noi nu avem Pokémon care învață Surf, din câte știu eu. Ia să mă uit. Imediat, Surf. Surf ar trebui să fie jos. Surf. Nu, nu învață nimeni. De cine ar trebui nouă pentru Surf? Ne-ar trebui un Pokémon care învață Surf și asta nu e foarte simplu. Adică dacă ar fi prins un furet sau ceva de genul, poate ar fi putut folosi Surf. Ok. Oricum, o să... Oh, no. E old box. Oh, it's you. You wanted to get stronger, so you came for the legendary Pokémon that's supposed to be here. That's your story, right? Well, that's not going to happen, because I'm going to get it. I'm going to be the world's greatest trainer, so legendary Pokémon will be perfect for me. Well, anyway, I'm getting tired of having a wimp like you always showing up. Old Box este obsedat de putere și de strong și de weak. Old Box ești absolut patetic. Ok, deci avem un Haunter aici. Se vede că el și-a evoluat Gastly-ul la fel cum noi ne-am evoluat, nu Jesus-ul, la fel cum noi ne-am evoluat Superman-ul. Și noi s-o folosim pe Superman în lupta asta dintre... Oh, shit, asta nu-i prea bine. Ok, e ok, never mind. Magnemite, Jesus. Dig. Zubat. Presupun că iar o să folosim noi pe Zubatul nostru, pe Golbatul nostru contra Zubatul lui. Quilava. Jesus. I'm sorry guys, I'm sorry. Încerc să nu folosesc pe Jesus, dar oh my god. Iar am încercat să fac faza cu Old Box și am sărit peste. Oh, never mind. Oh, whatever. You'll never be able to catch a legendary Pokémon anyway. Ah, Old Box. Tu nu știi că eu nu sunt aici ca să văd Pokémonii legendare. Eu sunt aici ca să prind un alt Pokémon care e ceva mult mai bun decât un Pokémon legendar. Nu e un Rattata. Ar fi fost amuzant dacă anume după Rattata aș fi venit aici, dar nu după Rattata vin. Vin aici după un anumit alt Pokémon. Unul dintre Pokémonii care îmi place mie cel mai mult din tot jocul, din tot Pokédexul existent. Toți 800 plus Pokémon pe care îi avem noi în lumea asta. Mie îmi place acest Pokémon, unul dintre cei mai preferați mei. Probabil știți ce Pokémon e, dacă știți ce Pokémon putem prinde noi în locul ăsta. Și nu prea văd Pokémonul. Presupun că o să mă întorc atunci când o să-l găsesc. O să pun pauză aici. Mă întorc când îl găsesc. Aparent eu nu prindeam acolo unde trebuia. Cred că trebuie să prinzi aici jos. Oh shit, ce naiba s-alea. Ok, deci am găsit un HP up. Decent. Dar de fapt ar trebui să ajungem acolo. Dar stop. Noi suntem aici ca să prindem un Pokémon și eu sunt aproape sigur că îl putem prinde aici. Deci o să-l căutăm puțin. Sper să fie ăsta el. Dacă nu e el, o să mă supăr. Nu e el! Jesus fucking Christ, Jesus. Jesus fucking Christ. Ok, o să mă întorc când îl găsesc. Și după cum vedeți aici, l-am găsit în sfârșit. Cât naiba a luat asta, wow. Nu credeam că o să ia atâta, dar l-am găsit. Ăsta e Pokémonul pe care îl vom prinde noi. Mother fucking Magmar. Magmar este de departe unul dintre Pokémonii mei preferați a tuturor timpurilor. Și nu cred că o să iasă vreodată din lista mea. Magmar este atât de... Uitați-vă, are fucking Fire Punch din start. Cum să nu-ți placă de el. O să încercăm să-l prindem. Nu știu de ce l-am băgat pe cat. Cred că pentru că mi-era frică să moară Jesus. Ok, o să-l bag pe Tupac aici. Nu cred că o să-l omoare un Razor Leaf. Adică, să vedeți cât de greu l-am căutat. Aparent e doar 5% șansa să-l găsești. Nu cred că-l omoară asta. Ok, critical, wow. Calm the fuck down, cunt. Deci eu n-am de gând să folosesc Tackle pe el acum, pentru că Ba da, am de gând să folosesc Tackle pe el, decât dacă o să dea un critical. Dacă o să dea critical, o să mă sinucid. Ok, e bine, e perfect. Smog. Oh, fuck off. Ok, deci haideți să
Îl prindem. Asta nu o să fie foarte simplu, Magmar n-are un catch rate foarte mare, dar o să încercăm. De obicei nu prind atât de greu. 1, 2, no. Ok, o să încercăm, o să încercăm. Shit. Cred că vă băgăm pe Jesus acum. Greyball. Fuck, cât de greu poate... L-am prins, ok. Hell yeah, boy. Ok. Bun. Magmar Spitfire Pokémon. It dislikes cold places, so it blows scorching flames to make the environment suitable for itself. Fuck yes, Magmar. Ok. Deci, acesta este Magmarul nostru. Cum naiba o să-l numim? Habar n-am. Cred că o să-l numim direct Hitchcock. Hitchcock, pentru că Hitchcock este nickname-ul pe care l-am dat primului meu Magmar pe care l-am prins eu vreodată. Și, dude, acel Magmar a fost atât de super. Să vedem ce mișcări are. Cred că are Smog, Fire Punch, Leer. Da, da, exact ce credeam eu. Dar o chestie la Magmar, ce îmi place foarte mult la el în jocul ăsta, e că învață o mișcare specială. Multe mișcări speciale, de fapt, printre care și Thunder Punch. De fapt, acum o să mergem să îl healăm pe Magmar. Nu prea am chef să am un Magmar nehealat în echipă. Da, o să pun pauza aici când intră și... Ok, și eu, un lucru la care m-am gândit e că vreau să-i dau acestui Magmar Thunder Punch. Pentru că Fire Punch Ember nu e coverage foarte bun, așa că cred că o să scot Ember sau Leer sau poate chiar Smog și o voi băga Thunder Punch. Nu știu dacă am cumpărat, nu cred că am cumpărat TM-ul. O să mă întorc imediat, mă duc până la Goldenrod ca să cumpăr TM-ul. Așa că da. Și m-am întors, după cum vedeți, acum am în bag, în TM case, am TM-ul pentru Thunder Punch, care este o mișcare foarte bună de electric. Și e un TM foarte bun de electric și îl învață. Și ce va fi foarte bine pentru el, pentru că e un Fire type și e bun contra Water Thunder Punch. Super, așa că acum o să scăpăm, cred că o să scăpăm totuși de Smog sau Leer, nu, Leer cred că ar fi mai useless. Și poate mai băgăm și o altă mișcare la el, îi învață cumva Mud Slap, ar fi super. Fii amuzant să înveți Mud Slap, învață și Mud Slap, învață fucking orice tipul ăsta. Ah, oh, l-ador pe Magmar, l-ador pe Magmar. Cred că o să-i dau Swift, fuck, cred că o să-i dau Swift, nu știu pentru ce, i-aș da Swift. Na, no, cred că las așa. Și cred că mai era ceva în Burn Tower, dar cred că la asta o să ne uităm noi episodul următor. Deci da, între episoade cred că o să-l antrenez puțin pe Magmar, pentru că îmi trebuie, e fucking level 14, cred. Fuck. E level 14, Magmarul meu. Așa că va trebui să-l antrenăm puțin între episoade. Dar da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, comment, share, subscribe. Ne revedem data viitoare cu mai mult Pokémon Gold cu Mr. Cool Games, Jesus și Hitchcock. Pua!